Cum? Sunt o proastă, iartă-mă, nu trebuia să spun, nu trebuia. Te rog. Doar că nu mă așteptam, e... Da, știu că eu... Nu știu, a fost așa o cerere absurdă. La sărăcuța m-a rugat, m-a pus să-i promit și... I-am spus că da, o să mă mărit cu tine. Ce puteam să fac, Tudor? Era pe moartea Anastasia și asta a fost ultima ei dorință. Tudor, nu-mi vine să cred că nu mai e printre noi Anastasia. Scumpa noastră. Mi-a lăsat atâta durere în suflet. Nu e bine. Da, ai dreptate. Eu am... Îmi pare rău. Mie îmi pare rău. Manuela, îți jur că acum te-aș lua și te-aș duce undeva departe să fim numai noi doi. Da, nu pot să-i fac asta. Nu pot să-i fac asta, tate. Ai dreptate. Iartă-mă, te rog. Bine, Mioara. Salută-l pe domnul Tudor din partea mea și dacă aveți nevoie de ceva, te rog, spune. Da, te rog. O zi bună. Bună, Tati. Bună, Sergiu. Am venit să-l văd pe Emil din birou. Da, e cu Manuela. Îl anunț imediat. Nu e nevoie. Bună! Bună, tată. De ce nu mi-ai spus că vrei să-i faci o vizită lui Emil? A murit fiica șefului meu. E o tragedie. Doamne. Da, ele două se cunoșteau și... Da, o știam de când era mică și... Da, înțeleg. Totuși, dacă mă anunțai, puteam să vin cu tine. Iartă-mă, dar am fost foarte tulburată de veste și... Nu pot să stau singură în camera asta. Îmi face rău. Te înțeleg. Când va patul băi Anastasiei, nu-mi vine să plâng. Dacă vrei, vorbesc cu Eliza să se mute cu tine. Nu. Nu vreau să dorm cu mătușa. Te rău, Narcisa, nu te zici tu. Dorm cu mine. O, Fileanu. Oare Anastasia știa cât de mult țin la ea? Da, Elena. Sunt sigură că știa. Sunt supărată că nu i-am spus cât de mult o iubesc. Iar acum nu mai pot. Când iubești o persoană, ar trebui să-i spui. Pentru că mai încolo s-ar putea să nu mai ai ocazie. Ai dreptate. Dacă iubești, ar trebui să spui. Sunt sigură că Anastasia știa cât de mult o iubești. Mai stai cu mine? Stau cât vrei tu. Ce ai? Nu trebuie să am ceva? Te poți ceda de când am plecat de la fiul tău. Nu-i mai spune fiul tău. Mă faci să mă simt bătrân. Spune Emil. Bine, îi spune Emil. Dar îmi spui și mie ce e cu tine? Chiar vrei să știi? Te rog. Nu-mi place să-l deranjezi pe Emil. Poftim?
Nu-mi place să treci când ai chef pe la el pe la birou. Stai puțin. Nu mi-ai spus tu să încerc să am o relație cât mai bună cu el? Da, dar nu trebuie să exagerez. Să exagerez? Dar nu înțeleg. Emil are o relație acum și am înțeles că fata asta e foarte geloasă. Geloasă pe mine? Sunt soția tatălui lui. Mamă, la gândește-te, ești tânără, ești frumoasă. Așa, și? Emil vrea să aibă o relație statornică. Așa, foarte bine, foarte frumos. Și ce legătură are asta cu mine? Bine, hai să nu mai discutăm despre asta, te rog. Doamne Dumnezeule, de ce ai luat-o așa de devreme? E nedrept, Mioara. Dacă aș fi acum în fața lui Dumnezeu, i-aș zice vreo două să mă țină minte. Nu mai zice așa, nu mai zice. Nu știm noi ce plan are Dumnezeu cu ea, de ce a trebuit să sufere de... N-avem decât să ne răsemnăm, să ne rugăm. Când mă uit la copii cât suferă, aș dori să pot să fac ceva, să pot să o aduc înapoi pe Anastasia. Ileana suferă foarte tare. Nu știu. O să mă mut cu ea în cameră. Nu pot să doarmă singură. Nu cred că este nevoie, Narcisa. Ba da, micuța suferă foarte tare. Micuța nu mai e chiar așa de micuță, e mare de acum. Și trebuie să învețe că astfel de lucruri fac parte din viață, din păcate. Ce tot vorbește Eliza? Moartea n-are ce căuta în viața unui copil de 13 ani. Nu te mai băga, Narcisa. O să mă mut cu ea în cameră și nu-ți cer ție permisiunea. Mioara, nu trebuia să-i duci ceaiul domnului Tudor? Bă, da, doamnă, numai că... mi-e puțin rău. Mă simt rău. Și Tudor se simte rău. Mult mai rău decât noi toți la un loc. Da, mă duc să-i duc ceaiul. De ce vorbești așa cu Mioara? Narcisa nu mă provoca. Totul să se schimbe în casa asta cât de curând. Ce vrei să spui? Vreau să-i văd fericiți pe nepoții mei. Și nu mai am mult timp la dispoziție. Ți-am spus că sunt foarte bolnav. Da, știu, știu. Le vreau binele copiilor și lui Tudor. Și văd că tu nu mă ajuți. Și ce să mai fac, Eliza? Spune-mi și mie ce să mai fac mai mult de atât. Draga mea, o să-ți spun eu ce trebuie să faci la momentul potrivit. Domnul Tudor, v-am adus ceaiul. Mulțumesc, Mioara. Adu-l în cameră, mă duc să văd ce fac. Îl duc, da. Dacă mai aveți nevoie de ceva sau... Nu am nevoie de nimic. Chiar de nimic. Chiar nu vrei să ne jucăm la calculator? Nu. Un meci de fotbal. Te las să alegi primul echipa. Nu vreau să mă joc nimic. Sau mai am o idee. Putem să râdem de mătușa. Sau am putea să mergem la... Nu vreau să fac nimic. Lasă-mă. Ștefan. Lasă-mă, Ileana. Ești trist. Suntem triști. Dar trebuie să fim puternici. Vorbești ca oamenii mari. De ce să fim puternici? Pentru că tata este foarte supărat și trebuie să-l ajutăm. Nu pot. Ștefan. Lasă-mă. Ștefan. Cum ce mai vrei? Te iubesc. Și eu te iubesc. Thank you.
Tudor. Aș vrea să mă trezesc și să-mi văd fata. Acasă. Să văd cum se pregătește să meargă la școală. Cineva îți munge inima din piept. Și acolo rămâne un loc gol, imens. Cum o să trăiesc de acum? Cum pot eu să trăiesc fără să mai strâng în brațe? Să trăiesc fără soserul de noapte bună? Fără să ne certăm. Fără să râdem. Nu știu. Nici nu știu. Sunt sigură că Anastasia e acolo sus și are grijă de tine. Și o să răspundă la toate întrebările tale. Măiculiță, să nu dea Dumnezeu la nimeni până ce trece domnul Tudor. Că nu există pedeapsă mai mare la un om decât atunci când îi moare copilul. Iute, fetișoara mea, când s-a prăpădit, am vrut să mă arunc după ea în groapă, să ne astupe pământul pe amândouă. Dar m-am gândit la biata Narcisica, că rămâne nimărui. Și păcat de un suflet lăsat de la Dumnezeu să se aleagă praful de el. O, mamaie, ce ai mai suferit și matale? Am suferit, maică. Te uite așa. Hai, nu mai fi tristă. Că... Nu vrei să mă duc să-ți aduc un sandwich? Aoleu, mâncate-ar, maica. O să ajung să țul la tine ca la fetișoara mea. Fetișoara lui Matale. Hai că mă par să plâng acum, chiar mă emoționez. Ia, lasă, nu te mai zmier, că e mai bine du-te și adă sandwich-ul ăla cu care te lăudai. Mamaie, niciodată nu mi-ai vorbit așa frumos. Mă duc să-ți aduc sandwich-ul ăla. Dar vezi să nu pui brânză de aia de-i place lui Eliza. Că pe mine mă apucă la lingurea numai când mă gândesc la ea să întoarce stomacul pe dos. Bine, bine. Ata, mami, fată. Nu e zi de la Dumnezeu să nu mă gândesc la tine. Te rog să mă sun când ajungi acasă, da? Îți faci griji pentru mine? Nu, vreau doar să te verific. Văd că-ți pasă. Da, recunosc că-mi pasă puțin. Ce bărbat grijului ești tu. Îți mulțumesc mult că ai venit să mâncăm în seara asta. Pentru secundă am avut impresia că vrei să-mi cer să rămân. Nu știu dacă ar fi cea mai bună idee. Sunt puțin depresiv. Că a ajuns taxi. Bună seara. Renunț la comandă. La revedere. Rămân cu tine noaptea asta. Păi, parcă spuneai că... Am hotărât.
Sunt sigură că o să te fac să te simți foarte bine. E prea multă liniște. Da. E foarte trist. Copiii unde sunt? I-am trimis la culcare ca să te poți odihni tu. Întotdeauna ai fost aici pentru noi, Eliza. Cum reușești să fii așa de tare? Încerc, Tudor. Știu că e o perioadă grea și chiar aș vrea să fac mai mult. Ești un om bun. Doar tu și nepoții mei mi-ați mai rămas. Sunteți tot ce am. Nu cred că Ileana și Ștefan își dau seama de cât de mult te iubesc. Ba da, își dau seama. Anastasia știa ce simt pentru ei. Știa că iubesc ca pe copiii mei. Probabil că de asta mi-a cerut să mă căsătoresc cu tine. La ce te gândești? La Anastasia. La ultima e dorință. Tudor, da, nu vreau să te simți presat. Nu sunt presat. Dacă asta și-a dorit Anastasia... Hai să nu vorbim despre asta acum. N-avem timp. Acum suntem în doliu, trebuie să o plângem pe Anastasia. Avem timp să vorbim despre ultima ei dorință. Au fost niște zile groaznice. Trebuie să ne odihnim. Haide-te să te culci. Nu. Mai rămân. Sigur? Noapte bună. Noapte bună. Nu mănânci cu noi la masă? Las-o, Ileana. Nu vezi că n-are chef să ia micul dejun cu noi? O să mănânce la bucătărie. Ba nu, o să mănânce aici. Tata nu vine la masă? Nu. Tatăl tău se odihnește. Ce liniște e. Lipsesc țipetele Anastasiei. Da. E mereu nu-i convenea câte ceva. Până acum se lua de mioară și se certa cu mătușa. Încetați, copii. Lasă, Eliza. Lasă-i să-și amintească de Anastasia. Noi nu vrem să uităm pe Anastasia. Mâncați mai repede când întârziați la școală, da? Ce e? Ați auzit? Ce s-a auzit? Plânge cineva afară. Se pare, Ștefan. Nu, nu mi se pare. Și eu am auzit. Iertați-mă că mă bag, dar se aude un plânset. Mioara, nu începe cu prostiile, da? Se aude un smiorcăit, n-auziți? Nu ai tu, nu auzi, mătușă. Întoarceți-vă la masă, Ileana, Ștefan! Mioara, adu-mi o cafea, te rog. Da? Chiră e. Are dreptate, copiii, chiră e. Sunt sigur că am auzit un plânset. Da, și eu. Copii, vi s-a părut? Dar... Nu, ascultă-mă. Uneori când suntem foarte triști, începem să auzim și să vedem lucruri. Da? Hai, te rog, vi s-a părut. Hai să mergem în casă, pe frig. Și am auzit. Ți-am spus eu. Uite, un cățeluș! Oh! Ah, ce frumos e! Anastasia mereu și-a dorit unul. Numai că tata nu-l lăsa. Anastasia l-a trimis. Păi și cum să-l păstrăm? Stați liniștiți, o să găsesc eu o variantă. Cum facem? Eu zic să-l ducem la mine în cameră. Acum nu o să-l găsească nimeni. Da! Ia, o să fie micul nostru secret, da? Bine! Da! Așa să... Hai.
Te faci? Iată-mă. Știu că nu ar fi trebuit să citesc, dar... Dacă ai de gând să râzi de ce am scris eu aici, te rog să te abții. Nu, de ce să râd? Scrii foarte frumos. Îmi place foarte mult. Să știi că jurnalul unei persoane e ceva intim. Femeia despre care vorbești în jurnal trebuie să fie foarte mândră. O descrie atât de frumos. Ai o părere atât de bună despre ea. Da. Iubirea dintre voi s-a terminat? O iubire nu se termină niciodată. Dar de ce v-ați despărțit? Ești prea curioasă. Sunt femeie, normal să fiu curioasă. Crezi că am și o șansă să apară în jurnalul tău? Ai putea avea o șansă. Uite, chiar acum scriu o nouă poveste. Da, vechea poveste. De ce s-a terminat? Chiar vrei să știi? Da, ți-am mai spus că sunt curioasă. Ei bine, s-a căsătorit cu tata. Da, și-a mai rămas însărcinată. Nu vine să cred. Deci, femeia din jurnalul tău este cea care a venit cu tatăl tău, Manuela? Mhm. Wow, e ca într-un film de dragoste. Un film de dragoste, fără happy end, din păcate. Cred că ai suferit mult. Da, am suferit, dar am trecut peste ce a fost mai greu. Acum suntem prieteni. Asta înseamnă că am și o șansă la tine. Depinde. Depinde cum te comporți. O să fiu rea. Da? Cât foarte de rea. Rea. Tudor, nu cred că e cazul să te întorci la birou. A trebuit să mai stai acasă câteva zile. Trebuie să lucrez. Dacă sunt la birou, o să uite tot ce s-a întâmplat. E mai ușor. Dar vreau să mă sun dacă o să te simți rău, da? Promiți? Nu vreau să stau cu grijă. Nu? Să mulțumesc că ai grijă de mine. Da, îmi promiți, da? Da, da. Scuzați-mă. Intre, Emil. Mi-a spus Cati că v-ați întors la birou. Să știți că nu era nevoie, noi ne descurcăm aici. Știu, dar nu puteam eu să stau acasă. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Sper să reușiți să treceți peste acest moment. Să trec peste acest moment. Încerc, Emil. Încerc, dar nu știu dacă reușesc. Scuzați, domnule. Vă caut un cuplu. Le-am spus că nu puteți să-i primiți, dar sunt foarte insistenți. Să intre. Da. Vă rog. Bună ziua. Bună ziua. Am aflat din ziare. Ne pare rău pentru ce s-a întâmplat. Am venit să-ți spunem că poți să vii absolut oricând vrei să vezi copilul. Mulțumesc. Poți să-l țin în brațe? Sigur că da. Ne pare rău pentru ce s-a întâmplat. Nimeni nu a vrut să se ajungă la asta. Tocmai de aceea poți să vii absolut când vrei să vezi copilul. Și frații Anastasiei la fel. Anastasia, indiferent de ce a zis, l-a iubit foarte mult. Știu că a făcut greșeli. Dar le-a făcut din dragoste. Acum... noi trebuie să avem grijă de el. Îl vom crește cu toată dragostea. Ce drăguță e! Ești câin? Oare ce rasă o fi? Eu cred că e din rasa maidaneză. Și v-ați găsit să-l puneți la mine în pat, nu? Păi dacă acolo s-a pus, ce vrea să-i fac? Păi... mamă, ce colț are.
Ești că e lup, nu câine. Lupoaică e fată. Da. Doamne ferește să ne audă, să ne afle mătușta. Că apare aici și atâta ne trebuie. Nu o să afle nimic. Noi nu spunem nimic, el e foarte cuminte. Plânge doar când îi e foame. Măi, Elena, tu nu știi cum e mătușa ta asta ce nasă are? Odată își dă seama că e ceva străin în casă și gata. Dar eu nu vreau să cadă toate în capul meu că e vina mea. Nu e, nu vreau. Stai liniștită, nu o să cadă nimic în capul tău. Dar stau liniștită, sigur, că nici nu am de ce să mă îngrijorez. De ce m-aș îngrijora? Da. Are purici? Câine Mioara, are purici. Ai, și de ce mă dați-l jos de la mine din pat, vă rog? Hai, Mioara, nu te supăra. Hai să-i ducem niște mâncare. Hai. Da, uite ce drăguță e, doamne. Te rog să nu te superi. I-am văzut pe copii că erau atât de fericiți. Și în plus ei cred că Anastasia le-a trimis cățelușul. Da. Da, ca să nu fie singuri. Da, poate că ai dreptate, că trebuie să se bucure, da. Să știi că mie nu de copii, mie frică de nebuna asta, de Eliza. Stai liniștită, rezolv eu pe Eliza. Dacă nu-i stăpâna casei. Da, nu e deocamdată. Adică ce vrei să spui? Ce să spun? Nimic. Ce-am spus? Prostii, ce să spun? Da, prostii. Mioara, zi-mi ce știi. Aseară, de fapt, ce? Eram obosită și nu știu, dar parcă... Mioara. Am auzit că vorbeau despre... Ultima dorință a Anastasiei. Ce dorință? Anastasia, Dumnezeu s-o ierte, așa? Dar nu cred că o să-ți facă bine ce spun eu ție acum. Nu o să-ți cadă bine. Zi. A zis că a rugat-o pe Eliza să se mărite cu domnul Tudor. Trebuie să-i fac o vizită cu Tudor, să-l întreb dacă pot să-l ajut cu ceva. Să-i faci o vizită lui Tudor? Da. Dar nu e nevoie, Mircea. Tudor e bine. I-a murit copilul și tu-mi spui că se simte bine. Ce ascunzi? Ce să ascund? Nu ascund nimic. Nu, pe mine nu mă păcălești. Ce ascunzi? Mircea, chiar dacă aș ascunde ceva, nu e problema ta. De când trebuie să-ți spune ție tot ce fac? Sper că ai renunțat la ideea absurdă de a te preface bolnavă. Da, am renunțat. Am alte lucruri mai importante de făcut. Trebuie să am grijă de copii. Eliza, eu te cunosc foarte bine. Nu mă cunoști deloc, Mircea. M-ai chemat în oraș ca să-mi ții o teorie plictisitoare? Ok, iartă-mă. Iartă-mă. Bine, ești iertat. Dar vreau să te ajut, vreau să stau lângă tine în perioada asta dificilă. Îți mulțumesc că îți faci griji pentru mine, dar cred că ar fi mai bine să nu ne mai vedem. Măcar o vreme. Sunt foarte ocupată. Tudor și copiii au nevoie de mine tot timpul. Dar și eu am nevoie de tine. Ce sentimental ești. Aș vrea să te iubesc, Mircea. Tu chiar meriți asta. Ești un băiat bun, dar e imposibil. Sunt îndrăgostită de Tudor, știi asta? Tu confunzi iubirea pentru Tudor cu obsesia. Vrei să ajungi la el, dar toate ți-au luat-o înainte. Mai întâi Carolina și acum Narcisa. Și ce cred eu? Cred că ești o femeie capricioasă care vrea o jucărie pe nume Tudor. Și tu vrei o jucărie pe nume Eliza. Și încetează să faci pe psihologul cu mine, că sincer, plătesc pe altcineva pentru asta. Eliza, ești o proastă. Poftim? Ești o proastă. Tu nu înțelegi că ai în fața ta un bărbat care chiar te iubește, care dorește să te facă fericită. Deci mă iubești. Bun. Dar ca să formăm un cuplu, nu crezi că ar trebui să te iubești și eu? Și ca să formezi un cuplu cu Tudor, n-ar trebui să te iubească și el? Asta e treaba mea. În ceea ce te privește, vreau să-ți fie clar un singur lucru. Nu ești genul meu. Cât am auzit destul. Domnul Tudor e în birou cu niște clienți. Eu nu știu cum e stare să lucreze. Da. N-arată prea bine.
Mi se rupe sufletul. Nu cred că o să-și mai revină vreodată. Nu, da, Cati. O să-și revină. Chiar dacă o să fie foarte greu. Ne vedem săptămâna viitoare. O zi bună. Bună. Dar ce să am? Eram prin zonă și am... Vrei să bem o cafea? Da. Ia loc. Te simți mai bine? Da. Încerc să nu mă prăbușesc. Trebuie să lucrez ca să nu-mi pierd mințile. E foarte frumoasă fotografia asta, n-am mai văzut niciodată. E făcută de Carolina, pe vremea când trăiam. Am găsit-o într-un album vechi. Am înțeles. S-a întâmplat ceva? Aș vrea să-ți spun ceva, dar nu știu dacă e momentul potrivit. Spune-mi. Mioara a auzit din întâmplare o discuție între tine și Eliza despre ultima dorință a Anastasiei. Anastasia avea o relație specială cu Eliza. Nu? Eliza îi semăna cel mai mult. Mi-e greu să vorbesc despre ea la trecut. Tudor, poate că ar trebui să faci ceea ce simți. Și tu îmi ceri asta? Între noi nu mai e nicio șansă. E sigură? Da. Totul s-a terminat și tocmai de asta mă gândesc că poate familia ta... Eu nu vreau să vorbesc despre asta. Te rog, nu, nu, nu. Tudor, eu vreau să vorbesc despre asta pentru că Anastasia a însemnat foarte mult pentru tine. Și? Poate că n-ar trebui să-ți spun eu asta. Dar Eliza e foarte bolnavă. Și poate dacă... Poate nu mă crezi. Dar am început să țin la ea. Nu înțeleg. N-aș vrea ca Eliza să moară și să nu-și îndeplinească visul. Să nu te mai întorci. O să mă întorc mereu. Nu mi-ai respectat ultima dorință. I-ai mințit pe toți. Nu le-ai spus adevărul. Pleacă! Doamna Eliza, ce-i cu Lavos? Nu mai pot, Ioana. Nu mai pot. Doamne, cât o iubeam pe Anastasia. Era ca o fică pentru mine. Ce o să mă fac eu fără ea? Nu vine să cred că a murit. Nu mai plângeți. Nu mai plângeți. Liniștiți-vă. Nu mai plângeți.
Ce s-a întâmplat? Nu mai pot. Nu mai pot. Ce s-a întâmplat? Liniștește-te. Am avut o discuție cu Sergiu. Așa, și? Ne-am certat foarte tare. I-am spus tot. Ce ai spus? Că nu mi te pot scoate din minte. Și din inimă. Că niciodată nu voi mai iubi un bărbat. Așa cum te-am iubit pe tine. A fost cu minte că te-a lipsit. N-a plâns. Dar a rupt chiloțimioarei. Cred că trebuie să-i spunem tatei. Nu, are destule pe cap. De ce să-l supărăm? Dar tot o să-i spunem. Narcisa. Narcisa. Da. Îmi pare că n-ai auzit nimic din ce a zis. Ba da. Copii, haideți la masă. Hai că a venit tati, să nu lăsăm să aștepte. Deloc. Sper că n-a făcut ceva rău pe aici, nu? Haide, nu mai stați. Pa, cățelușo. Pa, cățelușo. Hai să fii cu minte, hai. Hai, guști. Și tu? Hai și tu la masă. Da, vin imediat. Hai, draga mea, acum mă rog de tine ca de un copil de 10 ani, chiar așa? Hai! Imediat, Mioara. Vin. Tu ce zici? Am făcut bine că i-am spus lui Tudor? Da. Da, și eu sunt deșteaptă. Aștept un răspuns de la cățel. Poftim, ți-am făcut un ceai. Ți-aș fi dat un whisky, dar ești însărcinată. Mulțumesc. Manuela, chiar tu ai spus că nu trebuie să mai repetăm greșelile pe care le-am făcut. Da. Nu mai e vorba despre Cristian. Acum e vorba despre tatăl meu. Chiar țin la el. Știu. Dar nu m-am putut abține. Am avut o discuție, ne-am certat foarte tare și el a făcut o criză de gelozie. N-am vrut să-i mai ascund. Am vrut să-i spun tot adevărul. Am vrut să-i spun ce simt. Bun, și acum ce facem? Ce facem acum? Nu știu, Emil. Nu știu. Emil, deschide! Emil, deschide! Știu că sunteți împreună! Deschide sau sparg ușa! Deschide! Mioara, vii odată cu mâncarea aia? Poftă bună! Aș dori să vă spun ceva important. Casa asta este tristă fără Anastasia. Golul lăsat de ea este imens și nu o să fie acoperit niciodată. Amintirea ei o să fie cu noi întotdeauna. Sper să reușim să ne aducem aminte de Anastasia fără să avem lacrimi în ochi. Anastasia este undeva sus și ne privește. Cine ar vrea să fim triști? A trebuit să ne gândim la Anastasia ca la îngerul nostru păzitor. Această familie să fie din nou fericită și unită.
aceea am luat hotărârea să mă căsătoresc cu Eliza. Hă? Ce o să faci? Mă căsătoresc cu Eliza. Tudor. A fost dorința Anastasiei. Poftim. Asta a fost ultima dorință a Anastasiei. Da, Ileana. Da. Dorința Anastasiei este și dorința mea.